Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit la Bucătăria Fără Granițe. Bună ziua, Raluca! Bună ziua, Jérôme! Astăzi am invitat pe Raluca să gătesc lângă mine și o să vă propunem o rețetă franțuzescă foarte bună, un desert minunat care merge foarte bine cu fructele de vară. Se numește clafoutis. Știi ce înseamnă clafoutis în franceză? Deci puțin explicație despre această rețetă. Este un fel de tartă fără aluat, care se pune la cuptor cu fructele și cu... este un fel de omletă dulce, știi? Este cu puțin faina, zahăr, lapte, ou și se face un aluat așa frumos și se pune la cuptor. Cu ce fructe o facem? Astăzi o să facem cu cireșe. Cireșe, vezi, care sunt... fructele de sezon. Da, fructe de sezon, care sunt foarte frumos. Vezi, ai trei aici. Poți să faci și așa, se pun la ureche, timp când gătim. Așa, se pui așa. Tu. Așa, frumos. Bun. Deci acum ești și tu decorată cu sezon. Deci, practic, această rețetă poate fi făcută cu cireșe, cu caise, cu nectarine, cu piersici, cu orice fructe de vară merge foarte bine, însă noi o să facem cu cireșe. Mie mi se pare că este cel mai bună varianta. Și te explic ceva, noi o să folosim fructele întregi. Deci nu scoatem sâmburii? Nu, nu scoatem sâmburi. Puteți să scoateți sâmburi dumneavoastră, dar mi se pare că păstrează mai mult gust și nu se pierde arome. Știi că dacă le tai, zeama de la cireșe se... O să curgă în exact, tartă. Și se face un, nu știu, o culoare mai ciudată, violetă, nu știu. E mai bine să le păstrăm întregi. Și le scoatem așa, puf, știi? E mai bine. Deci o să mi ajut tu să ne uităm puțin la ingrediente care folosim la această rețetă. Avem 800 de grame de cireșe. Deci dacă faceți această rețetă iarna, puteți folosi din compot. Merge și din compot. Și nu sunt zemoase? Sunt mai zemoase, nu, evident că nu este la fel de bun cu cireșe de vară, dar merge și foarte bine. Așa, avem 3 ou, 100 de grame de zahăr, 400 de mililitri de lapte, avem 70 de grame de faina, zahăr pudră, vom folosi la sfârșit ca să... Să pudrăm exact. Tarta, da. Pudrăm și tarta, punem puțin machiaj. Margarina unt, da, pentru formă și puțin sare, că trebuie și puțin sare acolo. Și o să te rog să mi ajut să dai codițele. Codițele la o parte, da? Și sâmburii îi lăsăm. Exact, eu îți pregătesc între timp, dacă poți să-mi dai un prosop, te rog. Sigur că da. Pregătesc forma, deci trebuie uns forma de tartă cu puțin unt, așa. Și... Se pune și făină sau doar unt? Nu, doar unt. Așa. Câte cireșe curăți? Toate? Toate, da. Toate. Deci ungem foarte bine tava de... Știi ce îmi place foarte mult la această rețetă? Este o rețetă care se face foarte repede și care este delicioasă. Este ceva care are un gust minunat. Modul de preparare rapid sau... Mod de preparare foarte ușor, vezi? Pardon. Și ingrediente sunt foarte la îndemână, adică toată lumea are aceste ingrediente acasă, doar să găsiți fructa potrivit pentru sezon, pentru gustul dumneavoastră. Noi facem cu cireșe astăzi și sper că o să vă plac și dumneavoastră. Deci am uns aici cum trebuie cireșele. Da. Hop. Imediat. Da, take your time. Nu ne grăbește nimeni. Avem timp să pregătim până când Raluca face aici curățenii cu cireșe. Noi o să pregătim aluatul la rețeta noastră. Deci, spargem ouăle. Întregi sau le se... Da, întregi. Sunt foarte bune așa. Și le facem omletă. Folosim mixerul sau doar cutelul? Nu, cutel. 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 Deci nici chiar nu... e simplu. Da, nu trebuie foarte multe lucruri în bucătărie, adică... La îndemâna oricui. Da. Deci facem puțin, batem ulei omletă și apoi adăugăm lapte aici. Deci 400 de mililitri de lapte. Rece sau cald? La temperatura camerei. La temperatura camerei. Cu cele 3 ouă
și batem din nou. Vă dau un sfat, de exemplu, dacă folosiți acest rețeta cu caise, puteți adăuga un vârf de scorțișoară. În plus, pentru aromă? Exact, pentru aromă. La cireșe nu este nevoie, dar cu caise este bine să puneți puțin scorțișoară. Ok. Și acum adăugăm 100 de grame de zahăr. Gata? Cireșele ce? Sunt gata, o să te rog, o să pui cireșele în forma, să le așezi ca lumea acolo, să fie toate pe un singur uniform. Nivel. Exact. Nu, le vărsesc pe toate și să fie doar ceva uniform, că o să vezi, venim cu lichid apoi deasupra. Așa. Și o să vezi că se repartizez singur. Așa, și dacă rămâne, le mâncăm noi, că sunt foarte bune. Așa. Hai, mai punem, mai intră două. Stai, nu le pui pe toate. Și ce punem noi mai devreme? Este o rețetă vegetariană. De ce? Nu sunt viermi. Oh. Sunt foarte bune. Așa, deci aici am 3 ou, 400 de mililitri de lapte, 100 de grame de zahăr și acum făină? Punem, da, 70 de grame de făină. Știi de ce pun făină după lichide? Nu. Ca să nu se face... Cocoloașe. Cocoloașe. Eu ziceam cocoș sau... Asta e altceva, nu? Asta e altceva, da, la noi, da. Cocoloașe. Cocoloașe, da. Așa. Deci văd că suntem... Foarte simplu. Mie îmi place foarte mult această rețetă, că se face foarte repede, vezi? Este o rețetă franțuzească? Da, este o rețetă care se face foarte mult vara în Franța. Eu de când eram mic mi-amintesc că fiecare vara clafoutis cu cireșe, adică clafoutis o cerise. Și era super bună. Asta chiar la copii le place foarte mult. Poate că pentru copii este bine să scoatem sâmburii. Sâmburii, da. Mai ales pentru copii mici. Bun, acum... O să punem un vârf de sare. Pentru ce pui sarea? În orice aluat se pune? Da, și pentru desertul, dar foarte puțin, că nu trebuie să se simte gustul. Da. Doar... Cât timp batem ouăle cu până făină? Când este, vezi... Omogen, așa? Omogen, da. Vezi că... Gata. Și fără cocoloașe. Da, și fără Loașe. Cocoloașe. Mulțumesc, Raluca. Cu plăcere, Jerome. Și... Acum o să vărsăm... Mai e ceva care nu ai pus. Da, asta e pentru sfârșit. Este pentru decor, da, când scoatem din cuptorul și apoi... O machiem. Exact. Facem machiaj. Și vărsăm compoziția. Și nu se vor mișca cireșele când o bagi în cuptor? Se mișcă, dar când se coacă preparat, se coace, da, devine static, adică nu se mai mișcă deloc. Am înțeles. Deci o să introducem acest preparat 30 de minute la cuptor la 180 de grade. Așa că o să deschidem aici cuptorul. Aici trebuie puțin grijă să nu curge. Și introducem la cuptor. Vezi cât de simplu este să face ceva foarte bun în bucătărie? Simplu. Foarte deci, rapid și simplu și la îndemâna oricui. Exact, și revenim peste 30 de minute. Hai să vedem. Gata, vezi, Raluca? S-a copt, s-a făcut. Foarte frumos arată. Tarta noastră. Deci clafoutis, de fapt, cum spunem noi în față. Vezi, chiar dacă nu am tăiat cireșele, vezi că a curs puțin, deci zama s-a dus când ai dat jos codița. Prin acolo s-a dus puțin. Acum știi ce? Trebuie să mai avem puțin răbdare pentru că acest rețetă se mănânci rece. Deci trebuie lăsat să se recească. Cât până când este rece și după trebuie introdus la frigider puțin ca să fie rece. Este ceva, știi, care se mănâncă rece și o să decorăm cu puțin zahăr pudra pentru un plus de gust.
O să vezi, e ceva... Acum fierbinte sau după ce se răcește? Nu, când este rece. Punem zahăr pudrat la sfârșit și este un desert minunat, delicios, foarte ușor de făcut. Te-a plăcut acest foarte ațetat? Mult. Trebuie și să gustăm. O să și gustăm, bineînțeles, de acest preparat. Vă invităm să o preparați și dumneavoastră acasă. E foarte simplu de făcut, arată foarte bine. Da. Și mai știi variante care am propus mai devreme? Cereșe? Caise? Fructe piersici. De sezon, piersici. Piersici, așa. Deci puteți încerca cu mai multe fructe, diferite variante, care o să ies la fel de bine decât acest varianta. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție. La revedere! La revedere!